Lume, a venit primăvara și se spune că trebuie să sădim pomi și să fim prieteni cu natura. Bineînțeles, avem unghie aici la Bistrița, că e plin de gropci. Haideți să vedeți! Și-am ajuns la locul cu pricina. O groapă filează din partea aia de acolo. Așa! Luăm un chicuț, dragii mei prieteni, se spune că primăvara e bine, să punem aici, mă, să plantăm un pic și să crească mare. Dacă nu poți să stupe gropcile ăștia, ca să că avem noi aghe cu joc. Foarte bine, bravo, ușor cu viteza, că e radarul. Hai mai aproape, să mă aud și eu ce povestesc. Eu nu protestez împotriva partidelor politice, dar m-am săturat să-mi strig mașina. Am vrut să zic să-mi fut mașina, dar mi-e rușine, că nu pot să vorbesc, totuși că această înregistrare va ajunge undeva departe. Așadar, trăiesc în România, deșteaptă-te române, din somnul cel de moarte, ca să nu ne îngropăm în grup. Nu! Fratele meu, aduceți un pic de apă, rabe! Aduceți un pic de apă! Așa! Un pic de apă să pun aici, dar nu că-i pământ umed! Hai să vezi! E aici ce fain e! Ce ziceți? Am fost campion pe sate, oameni buni, l-a pus... Asta-i cătină, să știți că e bună la tot felul de boli, la vitamine și așa mai departe. Florin Cilica sunt eu și sper că acest mesaj să fie văzut și mai încolo de Bistrița. V-am pupat, cele bune de la Bistrița europeană!